Românii care lucrează la stat vor avea parte de o nouă mini-vacanță în perioada 15-18 august. Pe 15 august, adică joi, se sărbătorește Adormirea Maicii Domnului, sărbătoare cunoscută popular și ca Sfânta Maria Mare și este zi liberă legală prevăzută în Codul Muncii. În plus, la finalul anului 2023, guvernul a stabilit ca și ziua de vineri, 16 august, să fie liberă pentru angajații la stat pentru a face punte cu weekendul 17-18 august. Astfel, aceștia vor avea liber de joi, 15 august până duminică 18 august. Totodată, majoritatea instituțiilor nu vor avea program cu publicul sau vor avea unul special. De asemenea, și programul mijloacelor de transport în comun va suferi unele modificări. Vă reamintim că anul acesta sunt 17 zile libere oficiale, cu două mai mult decât în 2023, dar unele dintre ele vor pica în weekend. Însă guvernul a acordat încă 3 zile libere pentru bugetari, punți pentru 3 mini-vacanțe, între care și această perioadă.